iată-ne la închiderea celei de-a 25-a ediții a FIAR, FIAR 2024, Forumul Internațional de Asigurări Reasigurări. Au fost două zile de conferințe, sperăm fructuoase pentru toți participanții. Sunt aici împreună cu Daniela Ghețu, care este moderatorul conferințelor și care a creat conceptul acestor conferințe. Aș vrea câteva concluzii să ne dai, Daniela. Îmi face plăcere să spun că după două zile intense, pot să spun, fără să mă tem că greșesc, că au fost două zile foarte interesante. Am aflat multe lucruri noi, am avut beneficiul unor vorbitori invitați de foarte bună calitate și mai mult decât atât, am avut niște discuții extrem de interesante în paneluri, reunind specialiștii pieței românești de asigurări și de brokeraj în asigurări. Paneluri în care am dezbătut rând pe rând toate problemele importante ale acestei piețe și am încercat să identificăm soluții, să ne gândim cum ar putea arăta viitorul, ce mai avem de făcut, ce ne așteaptă în general în anii care vor urma. Cred că putem trage la finalul acestor zile o concluzie destul de optimistă, în sensul că, deși piața românească de asigurări a trecut printr-o perioadă grea și nu s-a terminat încă această perioadă grea, atât din motive de ordin intern, dar și din cauza contextului general, economic și geopolitic și așa mai departe, totuși operatorii din această piață au făcut față cu succes tuturor provocărilor, au găsit soluții, să pregătesc să le dezvolte, se gândesc la viitor. În general, lumea este încrezătoare că poate depăși acest moment greu și se poate îndrepta către viitor cu încredere și cu suficientă putere, să spunem, de a dezvolta o piață așa cum trebuie ea să fie. Prima conferință a fost dedicată trendurilor internaționale și a felului în care acestea impactează și piața românească de asigurări. Am avut niște prezentări foarte interesante privind impactul mediului macroeconomic asupra afacerilor cu asigurări în regiune. Am detaliat după aceea lucrurile și pentru piața românească. Am continuat cu o conferință dedicată asigurărilor property, în care am discutat, desigur, despre asigurările de locuințe, dar am depășit acest prag și către alte segmente ale acestui domeniu de activitate. Ne-am gândit și la asigurările dedicate clienților corporatiști, la produse care să satisfacă nevoile întreprinderilor mici și mijlocii, la felul în care ne confruntăm cu riscurile catastrofale și ce mai avem de făcut în pregătire pentru evenimentele care s-ar putea produce în viitor. După aceea, în a doua zi, am început cu o conferință dedicată distribuției în asigurări, care a fost de asemenea un punct interesant din program. Problematica acestei activități este extrem de vastă și poate că în contextul actual brokerii de asigurări s-au confruntat cu cele mai multe dificultăți și este bine și necesar de spus că în acest context colaborarea lor cu asigurătorii s-a adâncit și s-a consolidat și au acționat împreună ca un bloc foarte solid ca să depășească aceste momente cu bine. După amiaza celei de-a doua zile a fost dedicată asigurărilor auto. Era imposibil să nu ne oprim asupra subiectelor legate de asigurări auto, care au așa un rol important în piața noastră, dar din nou am depășit contextul obișnuit al acestor discuții centrate asupra asigurărilor RCA. Ne-am dus să ne uităm și la noutăți din domeniul asigurărilor casco, ne-am dus să ne uităm și la
trendurile de viitor, la ce se întâmplă cu mașinile electrice, ce se întâmplă cu noile mijloace de transport preferate de generațiile tinere, de car sharing și așa mai departe. Deci au fost zile foarte pline și foarte pline de informații, nu numai de puncte în program. Avem satisfacția că pentru prima dată, într-un timp îndelungat, am abordat în detaliu subiectul asigurărilor agricole, ceea ce este o noutate absolută. Puțină lume vorbește, din păcate, despre acest subiect. Am adus chiar și niște idei noi în acest context, acelea legate de felul în care asigurătorii se pot implica în dezvoltarea unor soluții bazate pe natură, care să ajute la reducerea expunerii la riscuri catastrofale. Și cred că este un pas important, pentru că astfel de discuții coagulează practic toate forțele care pot contribui la realizarea unor astfel de proiecte. Eu cred că nu greșesc dacă spunem că suntem mulțumiți de rezultatele acestor două zile, mai ales că am reușit să lansăm și trei noi publicații. Numărul special al revistei Prim, care împlinește și ea 25 de ani alături de celelalte aniversări ale pieței din acest an. O nouă ediție a raportului Exprim Insurance Report cu date din toată regiunea, o nouă ediție a profilului de asigurări România. Deci am avut o masă bogată, atât în expuneri cât și în publicații, un val imens de informație pe care l-am trimis către piața românească de asigurări. Și ca să ne reîntoarcem la FIAR, am avut vorbitori prestigioși, am vorbit despre tehnologie și am auzit zilele acestea despre tehnologie atât de mult încât aproape că ne trebuie o vreme să procesăm toate informațiile pe care le-am dobândit. Am avut o prezență numeroasă. Piața românească a fost extrem de activă, o participare chiar foarte interesantă din internațional. Deci considerăm că a fost o ediție extrem de reușită a forumului nostru. Și de aceea ne pregătim încă de pe acum pentru ceea ce va urma anul viitor și iar 2026, că după ce am împlinit un sfert de secol, trebuie să facem un pas înainte. Daniela, îți mulțumesc tare mult! Cu drag! Nu o să mai vorbim și despre conferința de daune. Cititorii noștri vor vedea pe UnoASIC, cred că ați și văzut știrile deja publicate pe UnoASIC, și în foarte scurt timp veți avea acces la prezentările pe care noi le-am văzut aici pe VIEW, în conferință. Deci urmăriți-ne pe unoasic.ro și pe YouTube, pe canalul nostru de YouTube, și veți fi la curent cu tot ce s-a discutat la FIAR. Ne revedem săptămâna viitoare cu știri proaspete din asigurări.